Acuzații dure la adresa Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, totul după ce reprezentanții Copyright au apelat la instanța de judecată, întrucât un operator de telefonie mobilă din Moldova nu vrea să achite remunerarea compensatorie pentru anii 2015-2017 autorilor și interpreților pe care asociația îi reprezintă. La rândul său, directorul AGPIL, Ilia Bolocan, a cerut asociației Copyright să retragă cererea din instanță. Aceștia însă nu s-au lăsat bătuți și au continuat procesul. Reprezentanții Asociației Naționale Copyright o acuză pe directoarea Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Lilia Bolocan, de intimidare și șantaj. Aceștia spun că, deși AGPI este obligată să protejeze drepturile autorilor, instituția atacă aceste drepturi. Asta este un proces legitim, fiecare își apără interesele care consideră el că sunt legale în instanțele de judecată. Noi am fost forțați să renunțăm la drepturile noastre constituționale de a ne apăra drepturile noastre, în caz contrar vom fi taxați. Și noi, în felul ăsta, am fost chiar și taxați. Deci, directorul general al Asociației Copyright, Oleg Gutium, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă o înregistrare telefonică în care directorul AGPI, Lilia Bolocan, obligă reprezentanții asociației să întrerupă ședința de judecată. În același timp, reprezentanții AGPI au organizat o ședință în care Lilia Bolocan a spus că în cazul în care Asociația Copyright decide să-și retragă cererea din instanța de judecată, toată lumea va avea de câștigat. În acest sens, reprezentanții Asociației Copyright au spus că au înaintat o plângere premierului pentru a clarifica această situație.